Bogdane, duminică, încă o finală la Sibiu. Cum va fi cu Hermannstadt? Da, bună ziua. Un meci din nou foarte important pentru noi, pentru echipă. Un meci care trebuie să îl pregătim foarte bine. Întâlnim o echipă omogenă, o echipă care în ultimii 2 ani și jumătate au avut stabilitate. Același antrenor, același lot de jucători în mare parte. O echipă care, mai ales pe teren propriu, este foarte puternică, dar și noi la rândul nostru ne-am pregătit bine, trebuie să avem o mentalitate bună și să fim pregătiți să facem sacrificii, să muncim pe durata întregului joc ca să scoatem punct sau puncte, pentru că am spus-o, fiecare punct e important pentru noi în momentul de față și fiecare joc trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Ai început cu dreptul, ei cu Steamul, cred că ai văzut, mai mult ca sigur că ai văzut meciul de la Cluj. Cum ți s-a părut? Nu vreau să discut mult despre jocurile adversarilor. Am spus-o despre ei, vreau să vorbesc despre echipa noastră și sper ca noi să fim pregătiți mental pentru joc și din toate punctele de vedere, tehnico-tactic, să îi anihilăm și să le creăm probleme ca să putem marca goluri, să ne întoarcem cu puncte. Moralul cred că este la cutenată în vestiar. Moralul este bun, dar, cum am spus-o, încă suntem departe de obiectivul care îl avem, salvarea de la retrogradare. Trebuie să fim etapă de etapă și meci de meci la același nivel cum am fost la duminica trecută la meciul cu CFR-ul, din toate punctele de vedere, pentru că în continuare avem mare nevoie de puncte. Suntem încă la destul de multe puncte de zona sigură, să spun, așa că e moralul ridicat, ne dă încredere acest lucru, dar în continuare trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să fim la fel de serioși și să muncim la fel de mult la meciul de duminică. Va conta absența lui Edi Florescu și a lui Gabonea? Va conta? Da, sunt jucătorii importanți, dar cum am spus, suntem un lot de 25-26 de jucători, fiecare trebuie să fie pregătit în orice moment al jocului, în orice moment al campionatului. Cu siguranță, jucătorii care vor intra trebuie să dea maximul posibil pentru echipă și să demonstreze că își merită locul pentru echipă și să rămână în echipă. Și m-aș bucura să nu se vadă absența celor doi. Nu știu dacă ai văzut imagine cu Valeriu Știme de la finalul meciului cu CFR Cluj, că țărea pe geam, au devenit virale. Ce ți-a spus după meci? Am discutat puțin cu dânsul, tot timpul la 2-3 zile discutăm, dar puțin. Relația mea cu patronii sau cu președinții de cluburi îmi place să rămână mai discretă, așa că și discuția e confidențială. Rămâne să vedem ce va fi la meciul de duminică. Dar te-au amuzat acele imagini sau s-au bucurat negrele? M-au și amuzat, m-au bucurat, m-au distrat, să spun așa, dar e de înțeles, pentru că mi-am dat seama cât de mult suflet pune, cât a investit în această echipă, în acest club și, practic, echipa e reprezentanta orașului, reprezentanta județului, e o imagine extraordinară pentru județ, pentru oraș, în toată țara și de cât timp aștepta această victorie și o victorie contra unui adversar de calibru CFR-ului. E de înțeles, pentru că s-au acumulat multe tensiuni, multă presiune și în rândul jucătorilor, la fel, toți oamenii din club. E normală până la urmă și e bine că au avut această descătușare după meci și e important și lucrul acesta. Mai aveți și alte probleme de lotul în afară de cei doi suspendați? Nu, în mare măsură suntem cu lotul de la ultima etapă, plus revenirea lui Șeroni, care revine după suspendarea de la Galați. Suntem cu tot lotul valid. Mulțumesc și multă baftă. Cum va fi cu Hermannstadt? Bună ziua. Cu siguranță să fie un meci echilibrat. Mi-am urmărit așa, îi știu și din alte partide pe care le-am jucat împotriva lor. E echipă compactă, se apără bine. Nu complică fotbalul, joacă un fotbal simplu. Ceva cam același lucru trebuie să-l facem și noi. La fel cum am făcut și cu CFR, am jucat simplu, ne-am complicat și până la urmă cu atitudine și cu unitatea de grup, cred că putem să reușim.
E mai ușor să pregătești un meci după o victorie cu CFR? Cred că e mai greu să-l pregătești după o victorie. Pentru că toată lumea se relaxează, zice, am câștigat, e ok. Dar suntem conștienți că nu am făcut nimic, suntem totuși departe. Și ne-am bucurat, cei drept ne-am bucurat o zi după meci. Dar de marți am început la treabă și asta cred că e soluția. Te bucuri, după care începi să-ți vezi de treaba ta, suntem conștienți, mă repet, că n-am făcut nimic. Ultimele patru directe au fost remize, iar FC Botoșani este neînvins în ultimele 5 dispute cu Helmaștad. Ne vom menține invincibilitatea? Să sperăm, da. Cu siguranță asta ne dorim și mergem acolo, am pregătit meciul să câștigăm, să fim compact, să stăm bine în teren, pentru că, la urmă, doar așa putem reuși, să ne descoperim prea mult, pentru că atunci când dai spații adversarilor, e mult mai ușor. De la meciul când sunt jucători cu calitate, va fi greu pe ei? Nu, și noi avem jucători cu calitate și atunci probabil și lor o să le fie greu, dar da, ne pregătim pentru orice. Mister ne pregătește, ne spune unde putem să-i anihilăm, cum putem să-i blocăm, cum putem și, până la urmă, a dat roade cu, mai ales cu CFR-ul care se bate la campionat. I-am anihilat bine, am stat bine și am reușit să câștigăm. Și aceasta cred că trebuie să fie până la urmă, soluția. Mulțumim și multă baftă! Mulțumim!